mănăstirea Dormirea Maicii Domnului din satul Cușelău, Caraionul Șoldănești, au răsunat cântece și colinzi pascale. Creștinii s-au întrunit în cadrul festivalului concurs cu gândul la Tine, Doamne, ajuns la cea de-a treia ediție. În pofida timpului răcoros de afară, participanții la festival au evoluat cu voie bună și dăruire de sine. După cum au recunoscut spectatorii, cântecele evlavioase au umplut sufletele creștinilor preziți la sărbătoare. Ne bucurăm și pentru faptul că acest festival are loc în Săptămâna Luminată și în săptămâna când cu toții putem cânta cântece pascale, ne putem împreună bucura de această frumoasă și miraculoasă sărbătoare a Învierii Domnului. Mă bucur nespus de mult și pentru faptul că noi vedem aici din ce în ce mai mulți copii care reușesc să vină și să ne prezinte pentru noi cei mai maturi cântece pascale. E ceva deosebit ca copiii să culeagă, să poată interpreta aceste cântece și eu mă bucur nespus de mult pentru acest lucru, dar regret că atunci când am fost și noi copii, nu am putut să facem acest lucru. Au fost alte timpuri, au fost alte vremuri și Dumnezeu a văzut aceste lucruri, a făcut în așa fel ca copiii noștri, ca cei care suntem prezenți și putem să ne prezentăm aici la Mănăstirea Cușelău ca a treia oară, să avem acea tărie de caracter, să avem acea putință dumnezeiască de a interpreta cântecele pascale. Eu vă mulțumesc tuturora, celora care ați reușit să vă pregătiți și ați avut posibilitatea să vă prezentați astăzi aici la Mănăstirea Cușelăuca, la invitația noastră, la invitația comunității Mănăstirii Cușelăuca, pentru a ne bucura cu toții de frumoasa și miraculoasa sărbătoare a Paștelui și să putem interpreta toți împreună Hristos a înviat. Tuturora Hristos a înviat într-un ceas bun festivalului nostru și Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim mult, doamne Svetlana, pentru a binecuvânta sărbătoarea de astăzi. Îl invităm pe secretarul protopopiatului de Șoldănești, iegumenul Mihail Fagurel. Hristos a înviat la toți. Învierea Mântuitorului Hristos pentru fiecare din noi este foarte deosebită, fiindcă prin patimile Mântuitorului, prin jertfa cea de bunăvoie, a treia zi Mântuitorul Hristos a înviat și ne-a trecut pe toți de la întuneric la lumină. Biserica trebuie să promoveze toate sărbătorile care în decursul anului sunt sărbătorite în Sfânta Biserică, dar cu cât mai mult sărbătoarea sărbătorilor care este învierea Mântuitorului Hristos. Cu cât mai mult noi trebuie astăzi să vorbim oamenilor de Dumnezeu, tineretului care poate puțin a cunosc legile lui Dumnezeu. Vedeți că cei 50 de ani care ne-au apăsat, care nu ne-au dat voie să vorbim de Dumnezeu, să îmblăm la Sfânta Biserică, adică ne-a luat de la sânul mamei tot ceea ce este mai sfânt și curat. Noi astăzi trebuie să ridicăm imunitetul bisericii, a creștinismului și să le spunem la fiecare de bunătatea lui Dumnezeu care este asupra neamului creștinesc. Mă bucură foarte mult că în fiecare an ne adunăm aici și vorbim despre învierea Mântuitorului, despre faptele lui cele minunate. Tineretul care trebuie să fie alături de noi, trebuie să îi chemăm, trebuie să le spunem de bunătatea lui Dumnezeu și de tot ceea ce este sfânt și curat. Și apoi rezultatele lor vor fi cu vremea. După cum noi am luat de la părinți fapta cea bună, credința, ortodoxia și bunătatea, așa și copiii vor lua de la noi. În lipsa părintelui Blagocin, adică sunt trimis ca să fiu împreună cu dumneavoastră și aduc, adică felicitarea Părintelui pentru ziua Sfintei Învieri, dumneavoastră,
fiindcă din o pricină oarecare nu este aici împreună cu noi. Dumnezeu să binecuvinteze ziua aceasta, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, răbdare și să le punem toate la locul lor. Hristos a înviat și Doamne ajută înainte să petrecem zilele frumoase doar cu Dumnezeu. Fiți sănătoși și vă mulțumesc! Hristos.
Hristos Domnul a înviat! Cu adevărat a înviat! Hristos Domnul a înviat! Cu adevărat a înviat! Cer s-au revărsat, om către om se închină, Hristos a înviat. E sfânta zi de Paște, de vrajba am uitat, în iubirea noi renaște, Hristos a înviat. Și neamul înfloriește și crește mai bogat, și zicem creștinește, Hristos a înviat. Apără-ne, Doamne, iată-ne pe noi.
Din potirul sânt și luminos îl primim în taină pe Hristos. Însă sfinții cei din ceruri și înduiesc bucuria celor ce se împărtășesc, bucuria celor ce se împărtășesc. Voi cei care mult ați lămâzit și în lume hrană n-ați găsit, venit și Sfântul Domnul preaslăvit, până vieții astăzi cu toți o primiți, până vieții astăzi cu toți o primiți. Voi cei care mult ați însetat și în lume apă n-ați aflat, venit și sedea voastră potoliți, scumpul sânge a jertfei astăzi îl primiți, scumpul sânge a jertfei astăzi îl primiți. Cu emanie și demnitate pentru cel ce într-o zi o să fie jignit, răstignit fără milă și împăratul. Ascultați-ne, plângeți cu noi, cântați cu noi, căci ziua de ieri a sosit. Disprețuit și părăsit de toți, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă, dar el, totuși, suferințele noastre le-a purtat și păcatele noastre le-a luat asupra lui. Și pentru aceste păcate ale noastre, el a fost răstignit. Pedeapsă care e degeaba căzut peste el. Și prin rănile lui suntem azi tămăduiți. Gândesc mereu la
Consider că acest festival merită să aibă continuitate. În acest an am sesizat o pregătire mai bună a colectivelor, un program cu mult mai divers și mai variat. Participă mai multe colective la această ediție și consider că pentru viitor se merită să mai lucrăm asupra pregătirii, asupra organizării acestui festival, să acordăm o asistență metodică tuturor colectivelor care se oferă să participe la festival și de ce nu? Deci chiar nu-mi place întrebarea. Se merită să trăiască acest festival încă mulți, mulți ani. Luna când răsare,
Praznic mare.
noastră a vinerii cele mari nu are însă ultimul cuvânt. Ea se va preface în bucuria învierii. Iar până atunci, Iisus a trebuit să meargă prin chinuri grele și groaznice. Duminica la Florii stă măicuța lângă fiul și plânge necontenit. Spune-mi, fiul meu iubit. Duminica la Florii stă măicuța lângă fiul. Spune-mi, fiul meu iubit, tot ce ai de pătimit. Spune-mi, fiul meu iubit, tot ce ai de pătimit.
impresii foarte frumoase și bune în așa zi frumoasă de Paști, când a înviat Domnul Iisus Hristos. O să plecăm cu niște impresii mărețe, bune, bucurătoare de suflet. Să-L cântăm pe Domnul. Și sunt pentru prima dată, dar am niște impresii foarte plăcute. Am rămas foarte satisfăcută de așa festival și doresc pe viitor să mai vin. Oamenii au mai menționat că festivalul Cântecului Pascal prinde rădăcini pe an ce trece. Cu cea mai înaltă notă au apreciat organizarea, dar și evoluarea participanților la concurs preoții prezenți la festival. Cântecul Pascal este necesar ca să-l organizăm în fiecare an, cu cât mai mult că proslăvim învierea Mântuitorului Hristos și cu ajutorul Dumnezeu se organizează cât este cu putință. Poate ar trebui să fie și mai organizat și mai multă lume cu credință și cu dragoste să se apropie, dar cât este în puterile noastre, atât. Dar cu ajutorul Dumnezeu pe viitor trebuie să promovăm Cuvântul lui Dumnezeu, învierea lui Hristos, ca să vadă și alții și să se bucure și să se alăture cu noi. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să pătrundă în fiecare inimă, în fiecare gând și trebuie să privim în viață numai bine și numai frumos. Cu cât mai mult biserica vorbește în fiecare duminică, în fiecare slujbă de dragoste, de credință, de patimile Mântuitorului și noi ca creștini trebuie să urmăm și să trăim viața creștinească. Membrii juriului au recunoscut că este dificil să apreciezi cântecele ce îl slăvesc pe Dumnezeu. Cu aplauze au fost răsplătite ansamblurile vocale din satele Răspopeni, Cotiujenii Mari și colectivul de copii din satul Pohoarna. Spectatorii și juriul au apreciat înalt și talentul colectivelor vocale din Olișcan, Șestaci și Chipeșca. Totuși, colectivele din satele Găuzeni și Cobâlea, ansamblul de copii din orașul Șoldănești și Sorina Socolean au fost desemnați ca învingătorii concursului. La finele festivalului, artiștii amatori au primit diplome de participare și premii bănești. În plus, Maica Vera, stareța Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din satul Cușelăuca, i-a dăruit fiecărui participant câte o brățară și o iconiță.